Mama, nu pot acum că filmez, ți sunt după, ok? Salut și bine v-am regăsit la un nou videoclip mirobolan pe acest canal. E ora 5 fix și uite cât de seară e afară, frate. Uite cât de seară e. Pentru acest videoclip vreau să fac ceva mai special, așa, ceva ce nu a făcut alt YouTuber și spre mirarea mea nu știu cum am găsit ceva ce nu mai e postat pe YouTube, deci e complet original. Stați liniștit, am căutat și pe Google și n-am găsit ceva de genul ăsta. Astăzi o să facem ce să nu-i spui maică-tii Sneak Edition. Eu sunt un veteran, frate, în creșterea nervilor lui maică-mea și m-am hotărât să vă, nu știu, să vă împart și vouă câteva sfaturi cu care să vă țineți mama la nivelul ăsta cald, așa, nu ridicat nici pe ajuns, ci cald, așa, frate. Bineînțeles, nu uitați de un like. Că eu am nevoie de multe like-uri ca să pot să postez, pentru că, da, eu nu sunt ca alții, am nevoie de like-uri, așa că... Bun! Lucru primordial cu care o să încep niciodată, dar niciodată, să nu-i spui maică-tii că vrei să pleci la facultate. Nu, deci orice ai face... Bă, pune asta, bă, deci să nu-i spui asta. Deci dacă ai făcut-o, dă-ți delice, du-te, nu faci asta. Deci ascultă-mă, nu faci asta. Să zicem că te cerți cu maică-mea. Să zicem că te cerți cu... Cum că te-a zis cu maică-mea, frate? Să zicem că într-o zi n-ai făcut curat în cameră și bla bla bla, te ceartă că nu ești bun de nimic, că nu știu cum așa. Iar tu te bați așa în piept și știi că nu o să fii o paria pentru societate și o să încep să-i zici: da, mă înțeleg, dar în 3 ani, aproape 2 ani jumătate, o să plec la facultate, mamă. Mamă, tu știi ce viață o să am eu, mamă? Mamă, o să muncesc, mamă, o să învăț și o să am o casă foarte mare, mamă. Abia aștept să plec la facultate, mamă. Mamă, o să stau să fac videoclipuri, mamă, cum nu m-ai lăsat-o niciodată, mamă. Bani, mamă, ok? O să-mi plătesc singur, mamă. Nu o să am nevoie de tine, ok? Stai, bă, pe moment cu nervii aia, nu o să fie mare scandal, dar după, când o să vezi pe maică ta că stă și mănâncă înghețat într-un colț din cameră, cu lumina stinsă uitându-se la Teo Show, de știi că ești un cretin, bă, un cretin. Pentru că ea, când o să stea acolo, o să-și deruleze așa filmul vieții tale, când te ștergea la poponeț și îți băga degetul în gură să taci odată că erai un copil prost care îi făcea numai probleme. Și o să vezi o grămadă de lacrimi numai pentru că tu i-ai zis că vrei să pleci la facultate. Când ea te spăla, te îngrija, frate, și tu, ea care o să stea singură acasă făcând zacuscă pentru tine când tu ești la facultate. Să nu faceți asta, ok? Să nu faceți asta. Al doilea lucru e că niciodată, dar niciodată să nu-i spui maică-tii că atunci când ai fost tu la Tobiță, prietenul tău cel mai bun, și mama lui a făcut pizza, ai mâncat cu mai multă poftă decât ai mâncat din pizza lui maică-ta. Bă, frate, ascultă-mă. Niciodată să nu faci asta. Bă, tu ai nebunit la cap să-i spui asta, mă. Cum să-i spui maică-tii așa ceva? Păi maică-ta o să zică: deci ți-a plăcut mai mult pizza lui mamă Tobiță, da? Păi bagaj, pleacă. Să-ți dea măsa de mâncare, bă, ieși afară, să-ți dea măsa de mâncare, nu mai vii la mine acasă. Bărule, ți-o zic prietenește, să nu faci asta. Atâta. Al treilea lucru ar fi, Dumnezeu ți-a dat creierul ăla ca să conștientizezi că nu trebuie să-i spui lui maică-ta că nu-ți plac hainele pe care le ai. Băi, omule, băi, omule, băi, 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 să zici și mie de... Doamne, iartă-mă. Am făcut asta, ok? De ce am făcut asta? Deci nu poți nici să te mai joci, nici să mai ieși afară, nu mai poți nimic, nimic. Mai mâncat tu cireașa de pe tort, așa ai mâncat și sufletul maică-tii când ai zis că nu-ți plac hainele, bă. Înțelegi unde bat acum? O să zică că tu nu vezi cât muncesc eu, tu nu conștientizezi că eu fac bani ca să-ți iau ție haine cu cusătură dublă. Să nu-ți fie frig la picioare iarna și tu zici că nu-ți place. Bine, Lucian, bine. Mă rog, acum nu contează. Nu, n-am nimic, du-te și joacă-te cu băieții, simte-te bine. Tot din categoria cu mâncare ar fi, bă, cred că sigur ai spus odată lui maică-ta că nu-ți place mâncarea ei. Nu știu ce, mamă, cu chip, cu Android, ai tu pe aici să nu se supere. Sau măcar să nu se simtă subapreciată că ea face mâncare pentru tine. Ultima oară când i-am zis lui maică-mea că nu mi-a plăcut cum a ieșit ciorba ei cu carne, a fost ceva de genul... Să te duci, mănânci ciorba, nu, tac, ăla! Încerci de rum nori să-ți fac ce... ciorbă, da? Mai pup tu! Cu carne, mai pup! Nu-i spune asta, ok? Ține-te din aia și bagă carnea pe gât. Nu-i spune asta. Mai e chestia aia că sigur te-a întrebat maică-ta cândva când te uiți cu ea la un film. Mi aveam alte planuri în ziua aia și nu puteam tocmai. Mă, că fii atent aici ce zic eu. Bă, femeile, bă, mai ales mamele, bă, nu uită, mă. Fii atent. Bă, nu uită, mă. Ascultă ce zic eu aici. Nu uită, deci nu știu cum. Nu uită, frate. Nu uită, frate. Deci ia o să știi mereu când ai scuipat-o prima dată, chiar dacă nu te-a văzut. Ascultă aici la mine, doar ascultă-mă. Mamă, stai că nu pot. Ne uităm săptămâna viitoare, promit, duminică, când ești tu liber, când suntem toți. Da. Nu mă așteptam la răspuns, Lucian. Muncesc, știi cum? Eu muncesc, vă ofer vouă totul și tu. Câteodată simt așa că nu poți să curi și mie un pic de timp. Nu vrei să stai cu mama ta, ce să mai... Joacă-te cu băieții acum, du-te. Dar să știi, probabil nu să mai apucăm să ne uităm la un film. Cine știe pe unde ne poartă viața, da? Du-te cu băieții acum, lasă. Ne uităm noi altă dată. Du-te.
Acum cred că vă dau pe aia bună, mă. Aia cu spălatul de vase, mă. Eu ca să plec din bucătărie trebuie să trec mai întâi prin sufragerie unde e maica mea și după în dormitor. Băi, suntem oameni, hai să zicem pe aia. Suntem oameni, ok? Cine, zi-mi și mie cine are chef ca după ce o băgat 2 kg jumate de cartofi cu pâine în el să mai spele vas? Bineînțeles, cu bun simț îmi pun vasul în chiuvetă și dau să plec. Și deschid ușa și închid ușa și plec. Și încerc să par așa ca și cum aș fi mâncat, să trec așa normal ca ea să uite. Mama, care se uita pe geam și vorbea la telefon și era cu spatele la mine, care nici nu m-auzi când am trecut, când se intru în dormitor, o aud pe mama cum zice: Lucian, dacă nu ți-ai spălat vasul, nu mai pup mâncare. Haide, mamă, te rog, eu nu am chef să-l spăl acum, o să spăl mai încolo, te rog. Nu vreau, nu am chef acum, mamă, te rog. Lucian, m-aș juca treaba lui și spăl vasul. Da, și uite așa o aduci pe maica ta la disperare dintr-o stare de aia bună, rău, frate. Eu cam atât am găsit. Dacă mai aveți vreo idee, să lăsați voi în comentarii. Totuși sper că v-a plăcut episodul. Nu uitați să-l share-uiți, să-l comentați, să-l lăsați un like, pentru că am nevoie de like-uri. Și eu sper să ne revedem data viitoare. Nu uitați să-mi dai like pe Facebook, follow pe Insta, pe Snapchat, pe astea. Și eu ca un YouTuber așa foarte mare vă zic pa, bă, sclavilor. Pa, sunteți ultimii sclavi. Pa. N-am ce să discut cu oameni ca voi. Ieșiți, pa, pa. Lumea, bă. Generation, I thought you could never step in my session.